Asculți Voci care mișcă la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună seara, dragi ascultători! Sunt Cornelia Sângiorzan, public speaking trainer și business coach și vă prezint emisiunea Voci care mișcă. Începând de astăzi, în fiecare vineri de la ora 17.30 la Radio Terra Nova. În această emisiune, doresc să învățăm bune practici din experiențele personale, profesionale și de viață ale invitaților, pe care să le aplicăm în viețile noastre, dar și să le dăm mai departe, devenind adevărate voci care mișcă. Astăzi o avem alături de noi pe Dana Paul, fondatoarea companiei La Atelier de Paul, și vom vorbi împreună. Despre importanța antreprenoriatului social în economia de astăzi. Bine te-am găsit, Dana! Mulțumesc pentru invitație! Bine v-am găsit și eu! Dana, ce înseamnă mai exact antreprenoriatul social și cum se diferențiază de antreprenoriatul tradițional? În primul rând, pentru mine, antreprenoriatul social reprezintă. Un mod de a face business, să spunem așa, orientat înspre oameni. Este focusat să rezolve anumite probleme de ordin social și economic, fiind ca și scop secundar cel de a crea profit efectiv. Așadar, diferența dintre un business. Focusat pe profit, iar și cel social, este tocmai această aplecare înspre ce înseamnă societate, mediu, contextul acesta, nu neapărat de a obține profit. Ce te-a determinat să devii un antreprenor cu responsabilitate socială? Uh, cred că aici ar fi uh, frumos să vorbesc despre povestea mea, și de unde a început totul. Așadar, eu am venit în Cluj-Napoca în apoca, la vârsta de 14 ani Fiind o fire ambițioasă și încăpățânată Mi-am dorit întotdeauna să fac școală în alt loc Decât acolo unde m-am născut Și anume sunt George Bay, Bistrița Năsăud Unde este efectiv atelierul nostru și sediul companiei Așadar, venită la Cluj, am început să cunosc cât de mare e lumea aceasta și cât de norocoasă am fost eu să vin dintr-un mediu în care comunitatea însemna foarte mult, într-un mediu în care individualismul începea să fie din ce în ce mai vizibil. Așadar, m-am apucat de voluntariat. Și începând din clasa nouă, am voluntariat la Crucea și la World Vision, la Habitat pentru Umanitate. Și după vreo, să zic așa, șapte-opt ani de zile, de voluntariat, mi-am propus eu la începutul facultății, atunci când voi crește mare, cu siguranță îmi voi face un ONG. E, uite că astrele s-au aliniat și astfel în 2021, după mai mulți ani, se pare că m-am făcut mare și a apărut o oportunitate prin niște fonduri europene să deschid o întreprindere socială. Și am tot stat eu și am început să fac research ce aia e întreprindere socială. Ca să-mi dau seama că e un, ca și formă de organizare legală, un, poate să aibă mai multe forme, gen cooperativă, SRL sau orice alt tip de asociație, dar care, sub umbrelă, întreprinderea socială este cea care 90% din profitul pe care îl face acest business este donat înspre beneficiari sociali. Și atunci, întreprinderile sociale sau afacerile sociale au două tipuri de beneficiari. Sunt clienții businessului efectiv prin care noi facem bani și beneficiarii grupului vulnerabil pe care noi îl alegem. Spre exemplu, atelierul Atelier de Paula a ales ca și beneficiari sociali să fie copiii din centrele de plasament și din familiile vulnerabile, care, din păcate, sunt destul de mulți. Încă. Wow! Vă felicităm pentru această inițiativă și pentru acest scop nobil. Care sunt diferențele între antreprenoriatul social și un ONG? Da. Diferențele sunt în special, să spunem așa, de aducere sau atragere de fonduri. Și anume, întreprinderea socială are. Și activitate economică care îi permite lui să se autosustină. În același timp, poate să obțină sau să uh, ceară uh, și donații uh, dinspre alți uh, actori economici de pe piață. Iar ONG-ul, știm, si toți că nu poate să-și susțină singur activitatea și trăiește în special sau în exclusivitate, mai bine spus, din donații și din trajutorarea celorlalți din jur. Cât de important este antreprenoriatul social în economia de astăzi? Care sunt beneficiile aduse? Îmi place foarte tare să, să spun că eu am început și noi, ca și familie, care este o afacere de familie, am început această călătorie fiind axați pe comunitate și asta face afacerea socială și anume își îndreaptă toată atenția înspre a rezolva chestiuni legate de societatea din jur și de persoanele vulnerabile, care, din păcate, nu au atât de ușor acces la resurse. Și atunci, întreprindere sociale, aș putea spune aici, sunt de mai multe feluri și m-aș referi la întreprinderile sociale de inserție, în care sunt efectiv angajați și antrenați oameni din grupuri defavorizate și, nu în ultimul rând, să recunoaștem, marginalizate. Și aici mă refer la oameni cu dizabilități, oameni cu sindrom Down, diverse grupuri de oameni vulnerabili. În ce măsură s-a dezvoltat antreprenoriatul social în România? Ne poți oferi o statistică? E ciudat cât de înapoiat suntem ca și țară la acest capitol. Și anume, abia în anul 2015, cu legea 219, a fost, să spunem așa, cât de cât pus într-un context legislativ acest termen de economie socială, în cadrul căreia se regăsesc și întreprinderile sociale. Și spre dezamăgirea mea, după nu foarte mult research pe această temă, anul în care eu am înființat în județul Bistrița Năsăud, în St. George această afacere socială, în 2021 eram a șasea întreprindere socială înregistrată la Registrul Comerțului Bistrița. Asta însemnând că spre exemplu, ultima statistică pe 2022, făcută de către ADV, care este Asociația Alături de voi, un organism care se ocupă foarte mult cu zona aceasta de economie socială, ne arăta că sunt puțin peste 2500 de întreprinderi sociale în România dublându-se cumva numărul acestora începând cu 2020, 2021, când au fost de către Uniunea Europeană alocate fonduri în această direcție. Și asta cumva a dat un boost acestui tip de business și eu consider că nu a fost destul de propagată ideea și de uh, Făcut cumva reclamă înspre populație să știe că există această posibilitate de accesare de fonduri prin intermediul acestor, acestor fonduri specializate pentru economia socială? Există o comunitate a antreprenoriatului social? Cine vine în sprijinul companiilor cu scop social? Da, sunt mai multe, le-aș spune organisme, începând cu instituturi, cum ar fi IRCEM sau adv de care tocmai spuneam, care au încercat prin anumite platforme online să coaguleze oameni din economia socială și să pună cumva accent pe informare și educarea populației că există și genul acesta de business în care să se implice și ei prin platformele acestea încearcă atât să dea modele de bune practici, cât și să explice care sunt avantajele achiziționării unui bun sau serviciu de la afacerile sociale Fiindcă, spre exemplu, noi ne-am asumat prin afacerea noastră ca 90% din profitul pe care îl avem să meargă înspre produse și servicii sau uh, bani către copiii din centrele de plasament. Prin urmare, am făcut atât ateliere de croitorie cu ei, atât ateliere de, uh, aș spune, eu, educare a cât de important este educația și o meserie în ziua de astăzi către tinerii și adolescenții și preadolescenții din aceste zone, cât și efectiv simple donații de lenjerii de pat către anumite ONG-uri sau pur și simplu, să spunem așa, parteneriate cu alte organisme care ajung înspre aceste familii care știm că îi sunt în nevoie. Ai vorbit la un moment dat despre bune practici. Ce exemple de bune practici adoptate de alți antreprenori sociali ne poți oferi? Da, bune practici sunt multe la nivelul de țară, să spunem. Spre exemplu, mie îmi place să mă duc în zona asta de Ardeal și de Cluj, unde avem atât cafenele. Cofils, spre exemplu, vă, vă invit să faceți o vizită unde avem uh, o întreprindere socială de inserție și unde oameni uh, mai puțin norocoși sau cu anumite uh, dizabilități muncesc și sunt extrem de bine integrați în societate și este un... Uh, real succes să vezi că oamenii merg acolo și devin cumva clienți fideli tocmai pentru că înțeleg că misiunea și scopul unui antreprenor social este în primul rând de a ajuta comunitatea și pe cei nevoie și în al doilea rând de a face profit pentru ca să-și poată susține această misiune și cred că e foarte, foarte important să nu uităm că suntem oameni Chiar înainte să vin în studio, am ascultat ultima melodie a lui Smiley, se numește Oameni și e fantastic de să spun așa, cu substrat că mai sunt puțini oameni printre noi și asta mă ducea cu gândul exact la subiectul întâlnirii de astăzi. Dacă oamenii ar înțelege că business-ul nu e decât despre cifre, fiindcă business-ul e decât despre oameni prin servicii și prin produse cu siguranță toți le-am duce la alt nivel și cu siguranță și instituțiile statului și mai mulți actori implicați în ceea ce înseamnă business ar fi mai cu deschidere și să nu să nu uităm că până la urmă comunitatea face totul. Ce provocări ai întâmpinat în procesul de responsabilitate socială? Da, e un uh, proces ongoing, să spun așa, și e extrem de curcușuri și coborâșuri acest uh, inclusiv acest termen este dificil să defini Încerci să faci extraordinar de calitative anumite produse și servicii și clientul care se află de cealaltă parte a teșghelei, să spun așa, să înțeleagă că scopul tău este mai mult decât să-i vinzi acel produs sau serviciu, scopul tău este să-l faci pe el să înțeleagă Că misiunea comună și parteneriatul între cei doi care se creează este, de fapt, binele comun sau binele aproape lui. Fiindcă esența aceasta e, cred că oricine pornește pe acest drum de ong sau antreprenor social sau făcător de bine, zic eu, în comunități, este un om care și-a depășit ego-ul, este un om care știe că. Vorba aceea atât Biblia, cât și alte cărți ne învață că iubeșteți aproapele și prin iubire înseamnă dăruiește cât poți tu de la tine, fără ca tu să ai așteptări la rândul tău. Și când există acest sentiment de încununare a succesului, prin faptul că îl vezi pe celălalt că se realizează într-un mod sau altul. Care o informație, pentru unii informația extrem de prețioasă, care o pătură caldă, care un sfat bun, care o îmbrățișare. Astea toate sunt parte din uh, cât de bine ne e să fim împreună unii pentru alții, mai ales când uh, se poate. Care sunt aspectele cheie pe care o afacere cu scop social e nevoie să le ia în considerare pentru a avea un impact durabil? Wow, ce întrebare, aspecte cheie. Eu cred că totul formează fiecare bucățică din proces și la proces mă refer al unui business, fiecare departament și fiecare partener implicat cred că îl face ca o afacere să fie de succes sau nu, și anume. De la partea de producție până la partea de marketing, până la partea de vânzare, până la partea de informare, care înseamnă inclusiv educare a populației sau a clienților, cred că e extraordinar de important și ceea ce aș vrea să emphasize și să accentuez este că atunci când ai un scop și o misiune în viață. Și tu ți-o cunoști și lucrezi la ea. Este imposibil să nu se în timp să se așeze lucrurile în așa fel încât să crească și să se poată dezvolta și atunci atunci când sunt aliniate, cu siguranță vor defini succesul sau performanța. Dar pentru astea e nevoie de multă muncă. Multă răbdare, multă energie și, nu în ultimul rând, multe parteneriate, fiindcă trebuie să recunoaștem atât noi, cât și instituțiile, cât și beneficiarii, cât și clienții. Dacă nu suntem aliniați și nu avem o comunicare pe care să o putem toți înțelege sau la care să participăm toți. Este puțin probabil ca acel proiect sau um, acea nișă să funcționeze la un nivel de performanță. Ce domenii cu scop și responsabilitate socială pot aborda problemele societății și contribuie la rezolvarea lor? Wow, aș spune că foarte multe domenii. Aș spune că. Acest antreprenoriat social se apleacă asupra omului și asupra nevoilor lui, se apleacă asupra naturii și asupra conexiunii și protecției mediului înconjurător, se apleacă asupra sustenabilității și asupra tuturor elementelor în care, până la urmă, omul trăiește și locuiește zi de zi. Așa că sunt. Infinite domeniile în care noi putem aplica aceste uh, principii de sustenabilitate, de durabilitate, de uh, aplicare pentru tot ce înseamnă protecția naturii, uh, atâta timp cât suntem responsabili, facem lucrurile în cunoștință de cauză, suntem conștienți că ceea ce facem. Are o repercusiune asupra celorlalți, asupra mediului, asupra tuturor elementelor implicate și atunci, cu siguranță, toate cumva conectate ajută sau nu să se desfășoare într-un ambient plăcut. Și aș vrea să-ți mai adresez o ultimă întrebare, și anume dacă instituțiile de stat vin în sprijinul afacerilor sociale. Instituțiile de stat uh, încearcă. Cu toate că, exact cum spuneam la început, suntem destul de înapoiați ca și uh, preluarea acestui concept de economie socială și de a-l pune într-un cadru legislativ cu norme extrem de bine uh, și punctuale uh, aliniate, încearcă să se alinieze la Comisia Europeană și la legile din Uniunea Europeană, tocmai pentru a fi în, uh, în cadru legal normal. Însă, până anul trecut au fost doar discuții sau, să spunem așa, întâlnit și făcut consultări cu grupurile de lobby. Eu spun că sunt pași mărunți pe care o să-i facă. Momentan, aceste facilități pe care noi le așteptăm, ca și antreprenori sociali, sunt probabil un pas următor pe care dorim să-l vedem pus în aplicare aici trebuie să încheiem emisiunea de astăzi. Îi mulțumim Danei și o mai așteptăm la Radio Terra Nova. Iar dumneavoastră, dragi ascultători, vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi și nu uitați că vocea voastră e reclama voastră.